Bine, bine, primăvara. Hai, gata, 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 copii, puțin de liniște, să vedem dacă lipsește cineva. Da, 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 da. Hai să vedem, liniște. Liniște, da, da. Așa, așa, vă rog, liniște, așa. Așa, Fănică, adică eu, prezent. Mioara? Aici, prezent. Gigel? Prezent, taticule. Floricel și Costel? Aici suntem. Oh, iar vă țineți de mână. Și tu lasă copiii în pace, doar sunt logodiți. Bine, 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 așa, mai departe. Sacoșa numărul 1. Aici la mine, aici. Sacoșa numărul 2. Este. Rucsacul A. Prezent. Rucsacul B. Este. Mulțumesc, deci nu lipsește nimeni. Ei, dar pe mine, Fănică, nu mai striga. E, mamă sacră, nu-mi făceam griji că o să lipsești tocmai dumneata. Gata, gata, suntem toți. Deci putem pleca, toată lumea sus în mașină. Dar unde mergem, maică? Cum unde? Pe munte, la vârful cu Dor. Aha, o să fie distracție acolo. Sigur că da, mamă, dacă aranjat Fănică. Dacă aranjat Fănică, mai bine rămân acasă. Hai, gata, 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 plecăm, plecăm. Plecăm, plecăm, da. Spre vârful cu Dor? Voi cânta cu muzică și momente de umor! Auzi, Fănică? Da, dragă, ce e? Cum am încăpat noi, dragă, atâția în mașină? 1, 2, 5, 6, fără mai socoti și cățelul. Treaba lor, ei ne-au urcat, ei or să ne coboare. Care ei? Autorii. Radu Rădulescu și Octavian Iordăchescu. Că nu e om să nu fi scris umor măcar odată, doar odată în viața lui. Fănică, dar de ce mergem noi cu mașina și nu cu trenul? E, n-ai găsit bilete? Nu, dar... Atunci, e mai comod să ne înghesuim aici decât să ne înghesuim în trenul. Stai, dragă, nu te repezi așa. Mergem cu mașina și nu cu trenul, pentru că acesta era efectul sonor pe care l-a avut la îndemână tehnoregizorul muzical. Aha, la îndemână sau era singurul pe care l-avea? Redactor muzical Ion Barta. Auzi, Fănică? Da, mamă, soacră, da. Acum, dacă tot am plecat, poți să-mi spui și mie de ce ai ținut să mergem neapărat la vârful cu Dor? Cum de ce? Pentru că acolo, în afară de noi... Ștefan Mihăilescu Brăila, Coca Enescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Mihai Măraimare, Paula Rădulescu. Ei, în afară de noi, precis o să întâlnim acolo și pe Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Ileana Stana Ionescu, Radu Zaharescu, Constantin Bălterețu, Sorin Gheorghiu, Alexandru Arșiner, Mihai Stoienescu. Dar frumuseții plai. Nu știam
și cu Mișu. N-au plecat nicăieri, dragă? Ba da, parcă i-auzeam vorbind. Cred că m-ai înțeles, nu bei nimic rece. Nu, mămicule. Cu amigdalele tale să ai grijă, nimic alcool. Gata, am înțeles. Nu mănânci mult, puiule. Da, mamă. Mare grijă unde te așezi. Să nu tragă, că atât așteaptă reumatismul de la tine. Am eu grijă, mămicule. Și mai ales te rog să nu-ți scoți din picioare ciorapii de lână și fularul de la gât. Să mai capeți și o otită, că asta-ți mai lipsește. Nu, mami. Dacă e prea orbitor soarele, să-ți pui pălăria și ochelarii, parasol. I-ai luat? Da, mămicule. Uite-i aici. Așa, dacă dă vreo răpăială, să-ți scoți imediat umbreluța. Ai pus-o, nu? Da, mami. Așa, în fiecare seară te rog să te culci de vreme, pe la 7:30, 8, să nu te surmenezi. Sigur, mămicule. Și mai ales să nu uiți nimic din tot ce ți-am spus, că eu acolo merg să mă relaxez, nu să-mi fac nervi. Da, mămicule. Așa, și acum grăbește-te că pierdem trenul de predeal. Da, mămicule. Da, puișor. Ce e aceea civilizație? A, e simplu, dragă. Înseamnă că în loc să deschidem fereastra și să vedem cum e timpul, deschidem televizorul și ascultăm buletinul meteorologic. Iar după ce s-a înserat, în viața mea e soare. Aș vrea să merg și eu undeva zilele astea, poate la munte, dar nu știu cum o să fie timpul. Foarte frumos. Serios? Nu mă păcălești? Dacă spun pe cuvântul meu de meteorolog. În viața mea e soare. Când soarele... Scumpule, stai bine pe pătură? Dacă vrei poți să tragi mai la umbră, să știi. Nu, nu, lasă că e bine, mă simt minunat. Da, poate vrei să stai mai comod pe șezlong. Hai că ți-l aduc imediat. Draga mea, te rog să stai liniștită. Măcar acum când stăm la aer curat, să te odihnești. Da, aer, da. Într-adevăr. Simți ce aer curat vine din dreapta? Da, dar din stânga miroase a omletă. Dacă ți-e foame, eu... Nu mi-e încă foame, te-am rugat să stai liniștită. Să profiți de soare, de liniște. Da, da. Ai dreptate, dragă. Uite ce frumos trec păsărelele în zbor. O vezi pe aceea care traversează acum vârful pomului? Ce culori splendide! Oare ce-o fie? Brânză topită, poiana. E o hârtie luată de vânt. Apropo, brânză ai luat? Să fac o gustare cu... Ești nemaipomenită. Nu poți renunța nicio clipă la treburile tale diurne. Am spus că ne deconectăm stând la aer, la verdeață. E clar, nu vreau să te obosești. Bine, dragă. Atunci am să admir natura. Îi admire, o admir. Uite, vezi ce mici par oamenii de la înălțimea asta. Privește acolo jos, parcă-s niște furnici. Nu te-a plecat prea tare să nu cazi. De altfel e și normal să pară mici văzuți de sus. Și pomii sunt mici, și drumurile. Uite acolo în depărtare, se vede o pânză. Parcă ar fi o corabie de-a lui Onedi. Imposibil. De ce, pentru că s-a terminat serialul? Nu, dragă, pentru că în partea asta nu se află nicio apă. Ceea ce vezi tu e un maieu pus la uscat. Mișule, da, dragă. Eu m-am cam plictisit. Ia o carte și citește. M-am plictisit și de citit. Uită-te la natură, are 1000 de fețe, 1000 de variante. Da, de aici nu se vede decât una. Și ce ai vrea să chem constructorii și să-i spun să ne mute balconul în partea cealaltă? Nu te înțeleg pe cuvânt. Când stai în casă te plângi că nu te scoți la aer. Și când stai la aer, ce, unde te duci? La bucătărie, să pregătesc masa. Cum, dragă, chiar nu poți sta locului o oră, două, fără să dai fuga la bucătărie? Da, mișule, da, da, vreau să mă mișc puțin. Așa zice și doctorul, măcar în zilele libere să nu fim sedentari, când celelalte... Fănică, ia privește pe Floricel și Costel. E, ce vrei, dragă, primăvară? Spune-mi, iubito, nu cumva te plictisești cu mine? Dar de ce să mă plictisesc, scumpule? Doar nu-mi spui nimic. O, primăvară, primăvară, petrunchiul vremii viu al toi, ce ginga și însoliciți iară imagini vechi și rime noi. Purtat de adier ușoare, prin os al fiecărui an, din cerul pur o să coboare un prunc vioi și dolofan.
e răsfățat de vânt și soartă, l-așteaptă fete și poeți. În tolba de la șold el poartă temute, agere săgeți. Și tainic se înfiripă vise pe când coboară lin în zbor. Primiți cu suflete deschise săgeata zeului umor. Iubitule, aș vrea să mai facem și noi ceva, așa ca să nu ne mai plictisim. Păi, hai să ne plimbăm, da? Să admirăm florile. Ia uite ce panseluțe frumoase, hai să le mirosim. Ce idee infantilă, când o să devii și tu om serios? Da? Păi, atunci hai să discutăm despre polisilogismul regresiv în interpretarea frecvențială a probabilității. I don't know what I'm gonna do. Ia te uite ce frumusețe, n-am mai văzut așa ceva. Panseluțe de primăvară. Nu sunt panseluțe, ci panseuri de primăvară. Dragostea, ca și pasărea, are aripi, dar și aripile pot fi de vulturi sau de găină. Se poate oare auzi glasul rațiunii când răsună strigătul modei? O reputație șifonată cere mult timp pentru a fi netezită. Mai există părinți care își învață copiii să meargă când sunt mici și să se târască când sunt mari. Unii își caută în viață un loc, alții un fotoliu. O platitudine rostită la timp devine vorbă de spirit. Nu trebuie neapărat să-ți depășești epoca, e de ajuns dacă îți depășești contemporanii. Poeții începători au nevoie de un cal troian, nu de un pegas. Nu-ți este rușine că ai mai multă conștiință decât mine? Înainte de a ieși în lume, învață regulile de circulație. I s-a spus că are dreptate, dar el a contestat această hotărâre la cea mai înaltă instanță. Cum să ai încredere într-o persoană care ți-a promis că o să te mintă și nu s-a ținut de cuvânt? Predau lecții de cusut cu ața albă. Voi unde plecați în concediu? E, nicăieri, abia ne-am cumpărat motocicletă. Ce motocicletă sau mașină, tot mai bine-i cu trenul. Doriți un bilet? Da. Pentru ce stație? Nu știu, dar dacă trenul o să meargă încet, o să recunosc locurile. Marițica, tu stai bine acolo la fereastră? Da. Nu te trage? Nu. Nu e frig? Nu, e răcoare, e tocmai bine. Nu e nici curent? Nu e. Scaunul cum e? Bun, moale. Peisajul? Frumos. Deci e bine pe locul ăla, Marițico, iubito. Da, foarte bine, iubitule. Atunci hai repede să schimbăm locurile, că aici lângă culoar mă trage al naibii. Care e numele stației care a trecut? Ah, mă plictisești! De unde vrei să știi? Foarte rău că nu știi că ți-a căzut poșeta acolo. Definiții? La altitudine. Pădurea trebuie respectată. Uite ce ai făcut. Unde crezi că te trezești? Acasă? Cum puteți susține una ca asta? La cabana noastră se șterge praful de pe chiftele în fiecare dimineață. Și de unde știi dumneata că ăsta e vârful cu dor? Ce scrie pe el? Există romane care au o viață îndelungată pentru că nu le citește nimeni. Nu vă înghesuiți degeaba, bicicleta asta este de o singură persoană. Cel mai mult mi-a plăcut lucrarea, rimă și pedeapsă. Mie îmi place să respir muzica ușoară în aer liber. Eu vreau hrana în bani, dar la pachet.
dacă nu e nici lup, nici urs, nu crezi aibă curaj să fie un iepure. După ce și-a luat casă și mașină personală, a început să aibă și păreri personale. Bat la ușă și abia atunci îmi dau seama că soneria era defectă. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar ce ție îți place, altuia de ce să-i faci? Situația devenise insuportabilă. Vecinul meu cânta toată ziua. E, atunci l-am provocat la duet. Noi vom cânta, zele ce nu pierd, cu tinerețea floare, floare la reper. Noi vom cânta, zele ce nu pierd, cu tinerețea floare, floare la reper. Turiști, nu pierdeți ocazia și vizitați castelul misterios. Imagini deosebite și senzații tari. Vizionarea cu fantomele intră în costul biletului. Aș dori să vizitez și eu castelul, dar am auzit că ar fi... Ar fi ce? Am auzit că e bântuit de fantome. Imposibil, în viața mea n-am văzut nicio fantomă, deși locuiesc în acest castel de mai bine de 400 de ani. Iar aici, priviți, vă rog, acest sfeșnic este da. O piesă foarte rară. E un Ludovic al XV-lea. Da, o fi, dar e cam prăpădit. N-aveți și o măsură mai mare? De exemplu, un Ludovic al XVI-lea. Tăticule, acestea ce au o undiță? O undiță, fiule, este un băț lung care are la un capăt un vierme, iar la celălalt capăt un leneș. Ce-i cu tine, mămitică? De ce ești supărat? Cum să nu fiu? Gândește-te și tu. Dispunem de câteva zile libere, toată lumea se distrează, numai eu. De ce, e pe cineva bolnav? Da, și suntem sănătoși cu toții. Dar nevastă-mea ține morții și să mergem la iarbă verde, undeva la aer, undeva să existe o apă. E foarte bine, nu? Bă, cum o să fie foarte bine? Mă vezi tu pe mine stând pe malul apei fără undiță? De aia și undița cu tine, ce-mi te oprește? Regulamentul. În sezonul ăsta pescuitul e interzis. Nici nu se putea un necaz mai mare. De ce? Bă, cum? De pasiunea, băiatule, pasiunea. Se cunoaște că nu ești pescar. Află de la mine că pentru un pescar care stă lângă o apă fără să pescuiască, e același chin ca pentru un însetat care stă lângă o sticlă cu bere și n-are cu ce să o desfacă. Acum îți dai seama de ce sunt supărat? Dacă doar asta te necăjește, e simplu. N-ai decât să iei o creangă, te așezi pe mal ținându-o deasupra apei ca pe o undiță. Glumești, sigur. Păi fără cârlig, fără momeală, fără plută. Fără! Hai să vezi că nu plătești nicio amendă, iar rezultatul pescuitului e același. Ce faci? De ce arunci furios peștele înapoi în apă? Pentru că din neatenție mi-au căzut pantofii în apă și acum când aștept să pescuiesc și al doilea pantof, prind numai pești. Lasă-mă pace, Gigele. Draga mea, nu te mai înțelui. Avem câteva zile libere. Mergem spre vârful cu dor. Mai avem doar câțiva kilometri și muntele va fi al nostru. De ce ești tristă? Nu sunt tristă, dragă, nu sunt tristă. Mă gândeam numai că am uitat acasă bigudiurile, rochia de seară și portmoneul tău cu bani. Dar ochelarii mei de soare, nu cumva știu unde i-am pus? Nu știu. Extraordinar. Voi, femeile, nu țineți minte nimic. Iar începi. Gigele, lasă-l pe tăticu să fie atent la șosea. Da, tăticule, spune-mi ce are doi ochi verzi, 10 picioare și aripioare galbene. Ei, asta e acum, de unde să știu? Spune-mi tu ce e. Păi nu știu nici eu, dar asta ți-a intrat adineori sub mânecă. În sfârșit am ajuns. Mă
mea, dragie, ce s-a întâmplat? Gata, gata, toată lumea jos. De aici mai avem câteva minute de mers și ajungem la cabană. Și unde ajungem, maică? Păi bine, mamă, nu mai ții minte că am plecat cu toții. Spre vârful cu dor? Voi cânta cu muzică și momente de umor! Floricel, draga mea. Da, scumpule. Ia tu rucsacul și merge înainte. Da, de ce? Uite, vezi acolo în fața cabanei, e un coleg de-al meu. Și vrei să creadă că sunt străină? Nu, dimpotrivă, vreau să creadă că ești nevastă mea. Oh, salut, Milica! Salve, băi, Costele, dar ce faci, mă, bătrâne? Auzi, tu când cu Lia, când cu Emilia, mai acum câteva zile te-am văzut cu Tanța, acum ești cu Floricel. Ce ai de gând, mă, băiatule, mă? Să mă împac cu Fifi. E o fată bună, Fifi, dar criteriul ei etern e lacra estetică, Adonisul modern. Când întrunește acest barem, e pentru ea destul. Și în mod aproape automat își dă și sufletul. Că e la cap o figolaș ca sticla fără dop. Sau știe doar de cântăreț că îi citește-n top. C-o fi având un caracter cât intră într-un ibric. Contează Adonisul din el și altceva nimic. Și Fifi iubește, iubește cu foc. Și-și pune inima-n joc cam la noroc. Nu vrea referințe, nu vrea niciun sfat. Când el e un fel de McLeod localizat. Toarararam, toarararam. Se-ndrăgostise la început de un tip ca pe ecran. De un biped frumos ce-i drept, un semi-pardaian. Și-n aparență n-a greșit căci el i-a declarat: tu n-o să mergi în trolebuz că-mi cumperi tu Fiat. Topită Fifi i-a răspuns: dar n-am economii decât cel mult de un cauciuc și două, trei bujii. Și atunci, la fel ca pardaian, vorbind franceza șnur, băiatul i-a șoptit din mers: papuzi și bonjour. Și Fifi oftă după mândrul băiat care a plecat când nu l-a motorizat. A plâns două zile în chip dureros, dar merita că era băiat frumos și drăgăstos. Tararam. O lună întreagă i-a rămas în inimă un vid. Și apoi la mare cunoscut alt exemplar splendid. Avea un chil de miere în glas și-n ochi doi licurici. Și șarm avea și mușchi avea, atât n-avea servici. La eforie a stat cu ea precum doi porumbei. A fost frumos, a fost un vis și a fost pe banii ei. Iar când bănuții îi topi din ce avea cât să papi, o șterse de pe plajă ca Alain Delon în șlor. Căci Fifi iubise, iubise în secret și-a suferit și în gând și în buget. A plâns iar trei zile în chip dureros, dar merita că era băiat frumos. Fifi. Bună ziua! Bună! Aș dori, dacă nu vă supărați, o pereche de ciorapi. Normal. Cum adică e normal? Din moment ce aici e raionul cu ciorap bărbătești, nu puteți dori altceva decât o pereche de ciorap bărbătești. Da, dar s-ar putea să vreau două, chiar și patru. Hotărâți-vă, două sau patru? Una. Pe urmă să nu spuneți că vreți două. Luați mai bine de la început. Da, am spus, una rămâne. Dar de ce sunteți atât de mohorâtă? Chestiuni personale, nu vă privesc. Ce culoare? Păi, din moment ce afară e primăvară, soare, aer proaspăt, parfum de topăraș. Vă rog să lăsați florile și buletinul meteorologic. Da. Spuneți mai bine ce culoare preferați. Verzi ca undele oceanului, cu gene lungi ca niște alge. Dar n-avem ciorap cu alge, doar cu fire de bumbac sau cu de matas. Nu, mă exprimam poetic. Vorbeam așa de ochii ei limpezi ca undele apelor. Cu elastic sau fără? Cu elastic, da. Ochii ei verzi, strălucitori și gura. Ce mărime? Știu și eu, să zicem așa, ca o cireașă, ceva mai mare. V-am întrebat ce mărime doriți la șosete. Da, 40. N-am verzi, am doar negre. Negre acum, primăvara? Păi nu vă obligă nimeni să le purtați primăvara. Păi da, eu vreau să le port acum, pentru asta le cumpăr. Nu vă oprește nimeni să le purtați acum, din moment ce pentru asta le cumpărați. Da, sigur, scumpa mea, mă iertați, vă rog. Scumpa mea, te rog să mă iert că am întârziat. M-am oprit să-ți cumpăr buchetul acesta de toporaș. Ce parfumați! Lasă-mă să te sar. Bună ziua! Da. Ce plecați!
Păi ai dorit să cumpăra șosete? Ba da, da, dacă ați spus că aveți doar negre. Vai de mine, dar cum se poate pentru o zi de primăvară ca asta? Avem un sortiment de culori nemaipomenit. Așteptați o clipă că le scot din dulap imediat. Așteptați-o. Flori, flori, oriunde flori, iubitei cingători, al primăverii grai, parcă-i zamfir la nai. Lili! O, oh, Mioara! Ce bine-mi pare că te văd aici pe munte. Ui, și eu mă bucur. Vai, tu, dar ce pulover ai, mm? Ce desene, ce culori, o adevărată poezie. Da, dar dacă află soțul meu cât costă, va fi o dramă. Smarandache, salut! Salut! Dar ce faci aici la cameră? Nimic, sunt în interes de serviciu. Mie, maică, să-mi dai o cameră separată. Aveți așa ceva? Bineînțeles, vai de mine. Cum doriți să fie, vă rog, cu vedere la munte, la răsăritul soarelui, la brazi? Oricum, numai să fie cu spatele la babele. Pe mine muntele mă face mai filozof. Serios? Da, uite, eu cred că natura este cel mai bun doctor. De ce? Păi nu te gândești? Ea vindecă 3/4 de boli și nici nu-și bârfește colegii. Definiții? La altitudine. Ospătar, la bere asta are un guler că poți să-i legi cravată. Așa cum îl cunosc eu, ar fi în stare să miște și munții din loc, numai să nu se miște el din loc. Dă-mi o idee. Dacă n-ai, dă-mi măcar 100 de lei. Cine fuge după doi iepuri plătește amendă pentru braconaj. Ce mai fi inventat și rucsacul? Așa ducea numai 2 geamantane. Ce ții și cu puterea dragostei? Să urci 2000 de metri ca să sapi în ușa cabanei cu amor costică. Când am vrut să-i explic că nu sunt în stare să-mi asum răspunderea de a o lua de soție, era prea târziu. Eram căsătoriți de 10 ani. Vezi, nu intra decât în curțile pe a căror poartă scrie atențiune, câine bun. Era un cascador extraordinar. Sărea din avion fără parașută și nu i se întâmpla nimic. E, alaltă ieri însă și-a scrântit piciorul. Da, pentru că a fost neatent și a sărit înainte ca avionul să decoleze. Omul putea să ridice cu o singură mână tot ce îi se dădea cu două. Cu ceasul nostru din sufragerie trebuie să merg la un doctor veterinar. Da, pentru că ceasul merge perfect, numai cucul nu știu ce are că întârzie mereu. Cel mai mult îmi place să stau la vagonul restaurant. Uneori nici nu țin neapărat să fie vagon. Maestre, mă bucur că vă întâlnesc aici pe munte, în mijlocul naturii sălbatice. Și eu mă bucur. Apropo, ați terminat tabloul acela abstract? Nu, dragul meu, n-am apucat pentru că l-a vândut nevastă mea. Poate nu știi, dar în pinacoteca mea am un tablou care poartă semnătura lui Rembrandt. Serios? Și de cine este pictat? Ăsta ghinion. Toma, acum mi s-a stricat mașina. Lumea se plimbă la iarbă verde și noi... Lasă, dragă, poate mergem și noi să ne plimbăm așa, simplu. Cum adică să ne plimbăm simplu? Pe așa, pur și simplu, pe jos. Vrei adică să spui că o să mergem de colo-colo, așa, pe trotuar? Dacă vrei, nu mergem numai pe trotuar, poate mergem și prin parc. Așa ceva n-am mai pomenit de... De când avem mașină. Dar să știi că mai merg unii și pe jos, așa simplu. Ce-ar fi să încercăm? Oare mai merge? Poți să fii sigur. Păi atunci hai să mergem. Hai. Hai să o luăm pe aici la stânga. Ești convinsă că nu e sens interzis? Nu suntem în mașină, iubitule. Da, atunci virează. Și nu mai accelera așa. Hai să-l depășim pe individul ăsta cu haină verde. Hai să-i o facem. Ah, l-am ras. Și pe ăsta, așa, încă unul. Mamă, cum îi mai depășim? Opa, ce spinare are ăsta și ce haină. Nu se lasă, nu vreau să
și... Ce mergi, frate, pe mijloc? Ești singur pe trotuar? Cred că abia și-a lăsat lămâia. Așa sunt ăștia. Semnalizează, semnalizează, dragă, și intră. Bibi, 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 bibi. Frânează, frânează. Ne-am ciocnit. Nepricepătule, habar n-ai să mergi. Asta e bună, n-ai auzit cum te-am semnalizat? Ascultă, vedem noi care e vinovat. Hai, potoliți-vă, potoliți-vă. Și mai lăsați circulația, nu sunteți în mașini. Formidabil. Așa e, exact. Prietene, este automobilist. Exact. Și ești și dumneata amărât. Da. Pe jos. Cum s-a întâmplat? M-a lăsat puntea din spate. Pe mine carburatorul. Să facem cunoștință. 13B9204. Îmi pare bine. Eu sunt 7B270. Dânsa e soția mea. Îmi pare bine. Da, și mie. Mergeți de mult pe jos? Am deja o săptămână. Eu am ieșit pentru prima dată, știi, e prima zi. Am observat, mergeai prea pe centru. Dar simt că nu prea în direcție. Eu stau mai prost cu frâna. Cred că într-o săptămână, două, ne revenim. Așa zic și eu. Dar stați, frate, de vorbă, mai la o parte, nu chiar în mijlocul trotuarului. Scuzați. Am impresia că aici e staționarea interzisă. Așa cred. Virez la dreapta și am plecat. Poate ne mai vedem mâine, în parc. Da, da, bibi, 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 bibi. Și a doua zi ne vom întâlni și eu voi cânta din nou așa. Auzi, Fănică, după atâția ani împreună, fii și tu sincer și mărturisește. Și să-ți mărturisești, dragă. Dacă n-am fi căsătoriți, te-ai însura acum cu mine? E, acum și tu. De ce cauți ceartă? Vrei să stricăm petrecerea oamenilor? Azi am iarăși întâlnire cu iubitul meu și-mi spune tu ai venit la cabană cu soția? Nu, cu autostopul. Hai sus, pufișor. Hai, mă, potaie, ridică-te în două labe. Ce cățel încăpățânat este? Degeaba încerci să dresez cățelul ăsta. Nu vezi că nu vrea să facă nimic? Ce vorbești? La început nici cu tine nu reușeam. Vă rog, aveți o cameră liberă și pentru mine? N-avem, vă rog, toate camerele sunt ocupate. Da, e, cum n-aveți? Dacă ar sosi astăzi seara la dumneavoastră, Sofia Loren, ce ați face? Atunci s-ar găsi una. Perfect, luați-mi rucsacul și duceți-l în cameră. Cum adică? Vă asigur că astăzi seară nu veți avea ca oaspete. Aveți ilustrate? Da, sigur, bineînțeles, un sortiment foarte variat. Așa. Priviți, avem aici vederi cu pelicani în delta, da. Hotelul Par din Mamaia, o turmă de mioare fără cioban pe malul Ialomiței. Da, ceva cu cabana de aici, de pe creastă, nu aveți? Știți, fotograful care a venit să ne fotografieze a zis că nu-i nimic interesant de reținut, da. Numai stânci, brazi, izvoare și pe deasupra s-a mai certat și cu barmanul că i-a dat o bere caldă, așa că nu luați o vedere cu doi cățeluși. Hey, ho! Hey ho!
dar ilustrate cu flori aveți? Avem una cu o panseluță. Cu o panseluță? Da. Da, oare cum face masculinul de la panseluță? Ia o panseluță, un panseu. Panseuri de primăvară. Adevărul învinge întotdeauna. Uneori acceptă totuși și remiză. Dacă pantofii sunt moderni, fac plăcere chiar când te strâng. Nu inventa bicicleta, începe cu automobilul. Toată viața a strigat hop, dar de sărit au sărit alții. A luat de la viață totul. Mai mult de atât n-a putut să facă. Nu tot ce tace e de aur. Începeți să spuneți adevărul în față și o să vedeți câte lucruri neașteptate aflați despre dumneavoastră. Protejați țânțarii, din ei se fac armăsari. Și cu un stâlp de telegraf se poate sta de vorbă dacă ți arată respect. Nu alergați după modă, că revine ea singură. Este nevinovat, dar merită circumstanțe atenuante. Nu invidiez un lup sătul căruia iese în cale un iepure flămând. Când te învingi pe tine însuți, ce înseamnă? Că obții o victorie sau o înfrângere? Dacă repeți greșelile altuia, nu-ți mai rămâne timp pentru cele proprii. Nu săpa niciodată groapa altuia, că s-ar putea să strici un cablu. Am un complex de inferioritate. Bine, și cum se manifestă? Mă obsedează ideea că nu sunt atât de frumoasă cum sunt în realitate. Fetele frumoasele ne întâmplă zirele de pământ. Buioarele, fetele frumoasele. Auzi, dragă, tu nu te măriți? N-avea grijă, de sute de ori am fost rugată până acum să mă mărit. Da? De cine? E, de cine? De tata, de mama? Ți-am pus în deget un inel pentru logodna noastră. Să n-aud de măritiși. Stai, dragă. Niciun dragă, să nu mai aud pe Floricel că vreau să se mărite. Uf. Cel puțin aici pe munte vreau să fiu liniștit. Mi-ajunge cât am tras atunci. Să mai aduce aminte. Acum, dacă... Cetățeana Pantelimon Luxița, accept să-l iei de sos pe cetățeanul Stamatoiu Marin? Marian. Vă rog? Am spus Stamatoiu Marian, nu Marin. Taci, nu te băga, o să vorbești când o să-ți vine rândul. Păi dacă m-a strigat greșit. Da sau nu? Cu dumneavoastră vorbesc, cetățeană Pantelimon Luxița. Da, sigur că da. Cetățene Stamatoiu Marian. Așa. Accept să o iei de soție pe cetățeana Pantelimon Luxița? Vă rog să nu vă supărați, dar n-am înțeles întrebarea. Dacă vreți să repetați. Dar de ce să o repete? Era foarte clar. O iei sau nu o iei? Lasă cu scră, nu influența gine, știe el și singur. Zida. Da. Zida, mă, tu nu vezi că, uite, ține nunta în loc și mai sunt și alții la rând. Repet întrebarea. Cetățene Stamatoiu Marin. Marian. Lasă că se știe el. Accept să o iei de soție pe cetățeana Pantelimon Luxița? Sincer? Sincer, sigur că sincer. Nu. Aoleu, m-a nenorocit. A fost sincer, m-a nenorocit. Acum că am ajuns acasă, te rog să-mi spui, cum ai fost în stare să faci una ca asta? Vorbiți de 2 ani de zile, i-ai sucit fetii capul. În privința asta, ba pardon, că fata i-a sucit capul lui. Ba să meargă cu ea în excursie, ba că are de făcut... Mă rog, acum nu mai are importanță cine i-a sucit și cui. Vorba e că am hotărât să face nuntă, da sau nu? Da! Da, sigur, nu pe tine te întreb, pe el. Și dumnealui poftim, tace!
De parcă l-am întrebat câți metri are Everestul. Everestul. N-am hotărât, te cheamă Maria. M-am răzgândit. Da, e bine? E, și de ce, mă rog? O să vezi ce scandal o să avem acum cu lumea. Lasă vai. Lumea! Ce de scandal! Mie-mi e frică, aici e vorba de un principiu. 1000 de sarmale, 60 de curcani. Mă, ți-au promis că vă dau garsonieră. Ce mai vrei, mă? N-am mare lucru. Ce, parcă n-am unde să stau? Păi, da, chiar așa. Ce, parcă noi îi dăm afară din casă? Dar vorba e că fata avea și zestre frumoasă, lucruri nemaipomenite, ce mai... În sfârșit, acum ce să mai dramă? Nu mai dramatiza! Pleacă de aici! O fi avut o toană, s-au mai văzut cazuri. Facem o reprogramare și totul se va rezolva, Mariane! Nu-i așa? Nu-i așa! Te trântezi, te vezi! Dar cine o fi? Ia vezi, du-te și deschide ce te umbli. Și cu fata. Bună ziua, dragii mei. Poftiți, poftiți. Ați vorbit cu tânărul. Dacă era după mine, nu mai veneam. Dar e vorba de Luxița. Nu mai plângeți, vă rog, auzi, Mariane. Aud, dar nu pe mine m-a întrebat. Pe tine te întreb eu. Că-s tatăl tău. Și să faci bine, să ce ai de gând, mă? Ei bine, dacă vreți să știți, am de gând să termin facultatea. S-a tâmpit. Ei, bravo, s-a bravo. Dar când i-ai sucit capul fetii noastre, de ce n-aveai de gând mai întâi să termin facultatea? Vă rog, în privința sucitului, să știți că noi avem un alt punct de vedere. Lasă, dragă, nu te amesteca oamenii. Lasă-ne pace, oamenii au dreptate. În definitiv, nu ei și-au depus actele la sfat. La urma urmei și noi suntem gata să mai facem unele sacrificii. Ce sacrificii? Lasă, tu nu te băga. Dacă e vorba de fata noastră, niciun sacrificiu nu e prea mare. Auzi, Mariane, ci că vor să mai facă unele sacrificii. Dacă vrei să știi, noi suntem gata să le acceptăm. Nu te băga! Cum să nu mă băga? Pleacă aici! Ce sacrificiu, cu scrule? Păi uite, i-am adus lui Ginehemiu cheile de la mașină. Uite, am vrut să fie o surpriză la nuntă. Dar dacă așa s-au întâmplat lucrurile, am zis să dăm cărțile pe față. Păi, ce zici, Mariane? Au dat cărțile pe față. Nu-mi trebuie. Cum nu-și trebuie? Auzi doar că fac oamenii sacrificii. Dar se poate. Ce sacrificii, mamă? Că ai câștigat la luat zâmplic. Ce, nu mi-a spus mie Luxița? Vezi dacă i-ai spus. Soțul nu trebuie să le știe pe toate. De aici încep toate necazurile. Băi, care soț, că nici nu s-au luat. Eu nu înțeleg. Tu, Luxițo, n-ai nimic de zis? Ba da. V-aș ruga foarte mult să mă lăsați și pe mine să stau de vorbă cu Marian. Chiar așa. Toată lumea se amestecă în niște probleme care, de fapt, nici nu vă privesc. Ce e aici, comitet de bloc? M-ați luat la rost de parcă n-am plătit întreținerea sau n-am ieșit la zăpadă. Bravo, băiat, mami! Așa să fii autoritar! Da, ce autoritar! Așa că ia, lăsați-mă să vorbesc cu Luxița. Asta e treaba noastră. Dacă vrem să ne căsătorim, dacă nu, nu. Și noi nu vrem. Ba, noi o să vrem. Cetățeana Pantelimon Luxița, accept să-l iei de soț pe cetățeanul Stamatoiu Marin? V-am mai spus și rândul trecut că mă cheamă Marian. Care rândul trecut? Ați mai fost căsătorit? Ce ar face? Mă cheamă Marian, nu Marin. Vă rog foarte mult, cetățene, să nu mai întrerupeți că deranjați ceremonianul. Da sau nu? Da. Nu dumneavoastră trebuie să răspundeți. Da, răspunde mai întâi cetățeana Pantelimon Luxița. Zi-mă, dragă, ce spune? Hai zi! Da. Așa. Cetățene, Stamatoiu Marian, așa. Accept să o iei de soție? Da, accept. Cetățene, de ce nu aștept să termin de citit textul oficial? Păi ce nu scrie acolo așa? Ce, nu știu eu cu cine mă însoar? Deci, să o iei de soție pe cetățeana Pantelimon Luxița? Da, accept. Bravo! Și... până la urmă, fata mea, da. Cum ai reușit să-l convingi pe Marian să se căsătorească cu tine? Câte i-am oferit noi și părea de neclintit. Da, pierdusem orice speranță. Cum ai făcut? Ce am să-ți spun? Foarte simplu. I-am atras atenția că dacă nu ne căsătorim, nu îl mai las niciodată să învețe după notițele mele.
Ai, ce mă bucur că avem și un fotograf în grupul nostru. Dar spuneți, mă pot ajuta cu ceva? Știți, aș vrea să ofer logonicului meu niște fotografii. Însă ce vreau să vă rog? Da, vă rog, spuneți. Puteți să mi le faceți în așa fel încât să arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără? Da, desigur, deși nu cred că dânsul vrea să însoare cu fotografiile. Fac poze colorate într-o clipă. Fac poze minunate într-o clipă. Costică, fratele meu, sunt tulburat. E, nu vorbi, dar ce ți s-a întâmplat? Cu cine crezi că m-am întâlnit aici la cabană? Nu știu, cu cine? Cu Jenny, cu prima mea dragoste. Ia uși, și cum mai arăt? Nu s-a schimbat deloc. Serios? Serios, tocmai de aceea nu m-am căsătorit cu ea atunci. Auzi că au bere reci. Ei, și? Păi tu de ce nu bei? Sunt cu mașina, da, tu? Sunt cu nevastă. Ei, copii, gata, gata, ajunge, ne-am distrat, ne-am odihnit, a fost foarte frumos, dar... No. Da, trebuie să plecăm înapoi acasă. Ce păcat, ce rupt. Dar unde mai plecăm, maică? Cum unde acasă, mamă, soacră? Păi de ce? Mai bine rămânem aici. Nu se poate, ai uitat, mamă, că aici am fost doar așa, în excursie, da. Spre... Spre vârful cu dor? Voi cânta cu muzică și momente de... umor! Excursie veselă, distractivă, antrenantă, amuzantă și așa mai departe, organizată de... Radu Rădulescu și Octavian Iordăchescu. Că nu e om să nu fi scris umor! Măcar o dată, doar o dată în viața lui. Au mai participat la întocmirea itinerarului umoristic Rodica Tot și Ștefan Cazimir. V-ați simțit bine la noi, la cabană? Da. Mâncarea am căutat să fie cât mai variată și gustoasă. De. Să aveți o cameră liniștită, călduroasă, confortabilă. Da. Cerul a fost senin, a fost și cald. Ați avut un timp minunat, ce mai e. Iar aerul a fost așa de pur și de curat încât devenise cristalin. Sper că vă veți aminti cu plăcere de zilele petrecute la noi. Cu plăcere! Eu să-mi amintesc niciodată! În fiecare noapte de cum mă culcam și până mă sculam, bâzea o muscă. Uite așa, bâzeze. Nu m-am putut odihni și eu ca lumea, că bâzeze, trăinos, numai bâzeze, măcar de-ar fi știut să facă și altfel, dar ea numai bâzeze, confort, ai, mâncare variată, ai, aer cristalin, nu mă mai prindeți pe mine pe aici, câte zile îi mai bâzeze trăinos. Gata, gata, copii, haideți să plecăm. Repede să nu ne apuce ploaia. Și ploua, și ploua, da. După ultimile cercetări, ploile sunt provocate de masele de aer de înaltă presiune, de fronturile reci, de aerul cald și umed și de concedii. Și ploua. Haideți, haideți, copii, grăbiți-vă. Bănică, dar unde o să încăpem cu toții? Suntem cam mulți. Păi stai să vedem cât suntem. Ștefan Mihăilescu Brăila, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Ileana Stana Ionescu, Constantin Băltărețu, Alexandru Arșinel, Paula Rădulescu, Mihai Mălai Mare, Sorin Gărghiu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Redactor muzical Ion Barta.
Deci nu lipsește nimeni. Fănică, fănică! Ce e, dragă? Nu luăm bună și pe tânărul acela subțire. Cine e? Ei, ai uitat? E redactorul Manole Pavel Dan. Știi, cel cu indicațiile de regie. Da, îl luăm, a fost băiat de treabă. A stat deoparte, nu s-a băgat. Nu ne-a încurcat cu nimic. Așa că să vină și el cu noi. Hai, dar nu știu de ce plânge. Dar la întoarcere mă lași pe mine să conduc? Nu, în niciun caz, nu! Dragule, scumpule, știam eu că n-o să mă refuzi. Soția mea merge cu mașina ca un fulger. Atât de repede? E, nu chiar atât de repede, dar uneori nimerește în copac. Tot mai bine era cu trenul. Salut, Milică. Salut. Ce mai faci? Ai fost în excursie pe munte? Da, m-am documentat pentru o emisiune distractivă. Parcă am auzit și eu ceva la radio. Da, exact, era emisiunea mea, mă bucur că ai ascultat-o. Ia spune, a fost ceva în ea care nu ți-a plăcut? Ca să fiu sincer, da. Uai, dar ce anume spune? Ei, n-am, o să stau acum să-ți povestesc toată emisiunea.